Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru Resurse luna a decembrie. Resursele scorpionilor în decembrie. Vom începe cu sfatul oracolului Lenormand pentru voi. Ce sfat primiți în această lună? Decembrie. Legat de resursele voastre. Aici este un aspect un pic mai tensionat. Este vorba de familia voastră, de cămin, de o casă, unde veți primi o veste. O veste care va duce o finalitate, o încheiere. Deci, un răspuns care va duce și o schimbare în același timp, adică ceva se încheie în viața voastră și nu este chiar benefic. Am zice, deci veste aceasta o primiți acasă. Sau poate să fie o veste pentru unii dintre voi pe care o primiți uh, legată de casa voastră, de familia voastră. Poate că voi sunteți, eu știu, la lucru în altă parte, familia este în altă parte. Și primiți această veste de la familie, de la casa voastră, de la căminul vostru. O veste care va duce o încheiere, o finalitate ceva în viața voastră. Haideți să vedem ce ne arată tarotul legat de resurse. Resursele scorpionilor în decembrie. Poate fi vorba de o datorie? sau poate de un partaj? Aveți blocaje în luna decembrie, dar aceste blocaje nu sunt imposibil de trecut. Aveți Marte în leu. Este un aspect foarte benefic, fiindcă acest aspect vă susține. Puteți să depășiți orice blocaj, aveți cam tot ce vă trebuie pentru a scăpa de aceste blocaje. Deci, este un aspect benefic, totuși. Aveți ce vă trebuie, tot ce vă trebuie pentru a ieși din aceste blocaje. Haideți să vedem. Deci, trecutul. Prezent, viitor, răspuns. Averea, ce, ce ați făcut, ce ați strâns, speranțele și finalitatea. Hmm. Din trecut, ați avut ceva falsificat, ceva ascuns legat de un contract, unde nu ați cunoscut, eu știu un contract, ceva uh, care a păstrat un lucru secret, și acum îl aflați, dar e prea târziu, l-ați aflat deja și totuși n-aveți ce face. Este un șapte de spade, deci arată acest înscris pe care nu l-ați știut. În prezent, voi căutați ajutor pecuniar. Scorpionii aveți nevoie, dacă sunteți bărbați, de un ajutor pe pecuniar, luați un împrumut de la o bancă, faceți ceva. Dacă vorbim de o femeie, poate să fie un împrumut, dar și o relație cu un bărbat cu ascendent zodie în taur, un bărbat care vă ajută, vă susține financiar. Viitorul este o concurență, o rivalitate, o luptă. Deci veți lupta, veți încerca să demonstrați că aici nu ați știut, este ceva din trecut și acum nu aveți ce face. Deci, oricum arată o luptă, o rivalitate. Mici bârfe, mici răutăți spuse și de un altul adică cei care sunt protagoniștii contractului. Răspunsul pe care vi-l dă tarotul este un prinț de monede. Reprezintă pecioară, reprezintă un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pecioară. Am putea spune că este un bărbat care poate să vă ajute un bărbat care călătorește foarte mult, realizează venituri importante și poate să vă susțină, să vă rezolve o problemă, să vă ajute. Deci răspunsul este apelați la acest uh, prinț de monede. Acest bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Uh, pentru Averea voastră, s-ar părea că voi veți gândi o schimbare, veți face ceva, o schimbare. O schimbare care să dea un aspect benefic în averea voastră, să vă aducă liniște, calm. Deci, veți încerca această schimbare, poate exact cu acest sprijin al acestui bărbat tânăr. Deci, o schimbare care se vă aducă liniște, o schimbare în care această floare rămâne întreagă. Spadele sunt strânse de aceste mâini puternice, și ele nu mai vorbesc, nu mai spun nimic, și voi puteți să aveți o perioadă liniștită. În ceea ce privește speranța, speranța voastră este să fiți fericiți, să aveți liniște, armonie, înțelegere, aspecte benefice, uh, abundență. Deci, uh, este o bucurie pe care vă sperați. Sperați ca. Uh, Totul să fie foarte bine, să vă simțiți bine împreună cu ceilalți. Observați aceste persoane, fete? Ele dansează, se bucură, se bucură de soare. Sfatul arcane este păstrați-vă această strălucire, acest soare, în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Nu-l arătați celorlalți, fiindcă va fi inevitabilă uh, dușmânia, invidia. Răsp finalul, finalul acestei luni în resursele voastre este o încheiere. Ceva se încheie și aveți și scorpion. Este ceva care vă influențează și pe voi această încheiere. Uh, Arată în final eforturile pe care le-ați făcut. Ați făcut eforturi foarte mari pentru ceea ce v-ați dorit, resursele voastre, eu știu, ceea ce ați sperat voi să primiți. Și, totuși, fie unii dintre voi o să vă treziți trimiși în șomaj, fie unii dintre voi o să. Vi se spună că nu mai aveți locul de muncă, deci, sau vă micșorează salariul și atunci, în loc să sperați o creștere, sau această creștere este prea mică. <coughs> deci, este o schimbare care nu aduce neapărat fericire. Este o schimbare impusă, este ceva la care nu puteți face nimic la această schimbare, dacă vi se spune, nu, va, nu mai avem nevoie de serviciile voastre, nu aveți ce face decât să acceptați, vedeți de drum. Dacă vi se mărește, eu știu, datoria sau cine știe ce altceva mai aveți, nu mai faceți față cu banii, ceva se întâmplă și atunci va trebui să vă descurcați. Observați și Lenormandul care vă spune că această totul este legat de o veste care vine de acasă. Vine din familie, primiți această veste și vă dă foarte multă nesiguranță și o schimbare impusă, ceva impus. Aceasta a fost citirea pentru voi, scorpionii, Vă doresc numai bine, o lună frumoasă cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.